Scandal cu împușcături în plină stradă la Segarcea, în județul Dolj. În urma răfuielii, un bărbat a ajuns la spital cu 93 de alice în corp. Medicii spun că starea lui este acum stabilă. Anchetatorii au deschis un dosar pentru tentativă de omor. Atacatorul, un tânăr de 23 de ani, l-a așteptat pe vecinul său să ajungă acasă și l-a împușcat. Uitați că este și creaca ruptă. Este cum e ușa de acolo. Au tras o singură dată? Două focuri. Pe primul dată în el, eu m-am speriat când am văzut. Parcă să-mi trecă mi se aia pământul de picioare. Acestea au pătruns și au fost retenționate la nivelul rinichilor bilateral, la nivelul splinei, de asemenea intraperitoneal, retroperitoneal și în apropierea rectului. Nu se pot scoate aceste alice din organele care le-au retenționat. Rănitul și agresorul erau în conflict de ceva vreme. De-a lungul timpului între ei au mai avut loc mai multe scandaluri. Acum de la ce a plecat scandalul s-a luat de sora asta mea și taică au depus plângere la poliție. Și din cauza, cred că din cauza asta au început, ce au zis, că bă, vreți să ne bagă, ei au avea mandat de arestare, am înțeles, lumea prin Segarcea, chiar mai fi dat la unul în cap. Și ei dacă au avut mandat de arestare, ce fi, bă, tot mă duc, stai să-mi puși cu unul dintre ei. Victima este acum în stare stabilă, iar agresorul a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.